Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Despre țepe vorbim. Un servis auto în Piața Victoriei sau... Ce sau alte țepe. Nu, țepe pe bune. Păcălel, da, un servis auto s-a plâns în instanță că a fost sepuit prin metoda merg să fac proba. Au reparat mașina, avea de plătit omul respectiv 4.700 de lei, 5.000 de lei. A venit cu încă cineva, cu o altă mașină, au zis, a, ce frumos, dar putem să-i facem o probă, să vedem care-i treaba. Ce s-au urcat și s-a dus. S-a ușchit. Da. Au plecat cu ea, nu s-au mai întors și ulterior a venit cineva, a luat și mașina lăsată de ei, mă rog, l-au prins, adică pe ăla găsești, cum să nu-l găsești? Faina mea e simplu, mașină rematriculată, ai un buletin, l-au dat în judecată, un proces, dar mi se pare foarte tare genul ăsta de țeapă făcut așa, știi, pe cu față, tupeu. Cu tupeu, că ce o să fac, o să mă dea în judecată? Bă, da, o să te dea în judecată, știi? Da. Și apropo de țepe, am vrea să vă întrebăm în dimineața asta care este cea mai mare țeapă pe care ați luat-o vreodată în viață. De la cine, în ce context, de ce fel? Pe vremea agențiilor de turism. Așa. Aoleu, am plecat acum foarte, foarte, foarte mulți ani la Barcelona și am ajuns într-un hotel, 4 stele, totul frumos, pozele erau impecabile. Ce nu ne-au spus cei de la agenție e că hotelul respectiv era în renovare. El funcționa, adică te puteau caza, dar nu puteai să deschizi niciun geam, totul era mulos jur împrejur. Și era... n-aveai niciun confort acolo. Era... După vreo două zile am reușit să schimbăm hotelul, dar aia a fost o țeapă drăguță. Și apropo, eu mi-am luat acum, dacă mi-ai adus aminte, adică dacă vorbești de turism, la fel, cu foarte mulți ani înainte, nu era România în Europa, cred că pe la începutul anilor 2000, weekend la Paris, pe vremea când de-abia începeau, da, erau, da, da, low costuri foarte ieftine. Și am rezervat un hotel, un hotel de 3 stele acolo, civilizat, când am ajuns mi-a zis, știți, s-a întâmplat ceva, avem o mică problemă, nu e camera disponibilă, dar vă oferim ceva similar, dacă vă interesează. Și mai mult de rușine și că, na, eram un est-european trist în capitala Franței, am zis, bine. Și m-au trimis, cred că era camera bunicii sau ceva. Era un șifonier cu totul altă parte. Și mi-a luat o țeapă, am plătit la fel pe o cameră care cred că era subînchiriată de ăia de la recepție pentru fraier, da, ca mine. Mai ții minte camera de la Madrid a colegii noastre care aveau gaură de puteai să bagi, te băgai cu totul, mă rog. Dar am stat în camera aia, nu te supăra, am stat sub scară, am dormit pe loc cu câine. Aia la e alt subiect. Eu n-am luat nicio țeapă de care să-mi amintesc cel puțin și pentru că sunt foarte isteț. Dar, apropo de știrea asta cu proba, mi-a aduce aminte de o altă peripeție a unui prieten de-al meu care lucra la un service auto, au reparat o mașină și a venit proprietarul să o ia. Da. Și la fel ca în povestea noastră, de data asta, servisul i-a zis, imediat vă aduce mașina și l-a trimis pe unul dintre mecanici să facă proba, că n-a apucat să o probeze. Se face o probă, înțeleg, la anumite reparații. Și ăla a plecat cu mașina și a căzut într-un șans de irigație și a făcut o pilaf. Și acum proprietarul era în recepție, îi se spusese că îi vine mașina imediat. Ăla a sunat pe curier, s-au strâns toți, bă, ce facem cu ăsta? Acum îți dai seama situație, să te duci să-ți iei mașina de la reparat din serviciu, ea să fie gata, să spună vine imediat. Și au făcut o țândere, a trebuit, mă rog. 0372069599, ce țepe ați luat în viață, cea mai mare țeapă? Sunați-ne să vorbim despre ce păcăleli. Ceea ce că l-a votat pe Claus și asta pare a fi cea mai mare țeapă, dar 0372069599. Asta e țeapă națională, știi? Da, hai de capul meu. Ce au venit foarte multe mesaje. Da. Avem și telefoane, intrăm în direct imediat. Pare imposibil să te... Adică poate că ar trebui să cerem o dată telefoane de la oameni care n-au luat în viața lor nicio țeapă, în afară de Luca. Oameni care, da, sigur. Sunt și cei care nu recunosc. Mi-a atras atenția un mesaj, zice Claus, apropo de ce am spus, Claus e, da, prima țeapă, cea mai mare țeapă. Claus, zice cineva, e a doua țeapă. Prima e nevasta. Fosta nevastă. Aici. Am plecat în Italia un an jumate, când am venit acasă aveam gemeni de două luni. Ce să zic, să străiască, prietene. Interesantă. S-au auzit. Da. Cristian din Galați spune că cea mai mare țeapă a luat-o când a ascultat banca, ci a recomandat cu tărie și a oferit drept singură opțiune în 2006 să iau un credit ipotecar în franci elvețieni. Aoleu. Și zice, asta o să o țin până la 65 de ani, acum am 45. Ok.
Adică mai are mult de tras de pe urma acestei țepe. Și ce și mai au țeapă lunar de la apă și canal Galați. Costă 22 de metri cubi, 349 de lei. Am și eu o prietenă, asta cu franci elvețieni a fost îngrozitoare. Am o prietenă care și-a cumpărat o casă în anii respectivi, tot așa, cu un credit în franci elvețieni. Plătea în avans și după vreo 6, 7, 8 ani de plată în avans, avea credit mai mult decât luase, cumva. Da, s-a întâmplat situațiile astea. Dar fii atent, apropo de imobiliare, cineva ne scrie, cea mai mare țeapă am luat-o de la socrul meu. Și-a lăudat casa de 80 de metri pătrați, care de fapt sunt 61 de metri pătrați, care are autorizație, proiect personal de P+1, cumpărăm și după aflăm că autorizația a fost luată pe casa de chirpici, fără să respecte proiectul, a urmat vreo 5.000 de euro cheltuite pentru a intra în legalitate, iar acum se poate etaja doar din lemn, adică coteț. Sfatul meu, nu cumpărați de la rude nimic, cumpărați minciuni. Casă veche la preț de nou, acoperiș, praf, baie, praf, crezând că... O, da, și socru tare. Cătălin, bună dimineața! Bună! Salut! Bună dimineața, salut, băieți! Te rog! Haideți că nici nu știam cum să mai... Să-mi prezint povestea țepei, dând din șolduri pe lambada, cu poveștile de dinainte. Sunt familist, doi copilași mici, este recentă țeapă. Probabil au mai fost țepe în viața mea, dar capacitatea noastră de a uita ne salvează, cred că, în viața asta. Da. Ultima a fost, sau prima pe care mi-o aduc aminte, a fost chiar acum, de 30, pe 30 noiembrie, de Sfântul Andrei, în care ne-am angajat să plecăm la un munte. Da. În primul rând, cred că a fost gândul ăsta țeapă, să plecăm la munte pe 30 noiembrie, fix așa, că așa s-a și nimerit. Și cum suntem noi foarte tipicari și ne controlăm partenerii, sunăm, comunicăm, de data asta nu s-a mai întâmplat așa. Copiii sunt mici, 7 ani și 3 ani. Și ne-am angajat să plecăm, ca niciodată ne propunem să plecăm de la 7 dimineața, dar ajungem să plecăm pe la 10. De data asta chiar am plecat la 7 jumate. Bineînțeles, noi și încă un milion de oameni. Și în care a fost țeapa? Că până acum nu mi-ai povestit nimic. În Brașov. Păi trebuie să fac un pic de preludiu. După 7 ore, nu ne mai răspundea gazda. A, și v-ați dus și nu era nimeni la cazarea respectivă. Dar ai dăduse-ți banii? Nu găseam nici cazarea, nu identificam nici pe hartă. Cu tipul respectiv discutasem la un moment dat niște de principiu acum câteva zile. În ziua aia nu ne-a mai răspuns. Ei da banii? Ne-au dat banii. Și cum nu, era ei dat banii? Banii. Nu, ei dat banii. Îi dăduse banii, da. De bani. Țeapa n-a fost până la urmă de bani, ci de timp alocat, copii în spate, înfometați. Și nu mai aveam unde să stăm, pentru că, na, 30 noiembrie, 1 decembrie, tot ocupat. Deci s-a tras țeapa la cazare, ți-a dat vreun ban înapoi? Pa de cazare am făcut-o printr-o platformă, nu știu dacă să-i dăm numele. Booking.com. Au fost mai, da, au fost mai multe țepe de genul ăsta. Ți-ai recuperat banii? Da, am recuperat și banii. Uite, măcar bravo. Atât. Mulțumim. Măcar atât. Bravo, bravo. Hai să încercăm și un mesaj. Cea mai mare țeapă? Cea mai mare țeapă? M-a aburit un influencer să-mi iau Duster. O tigaie. Nu e adevărat. Mașini foarte bune, nu vorbiți prostii. Și mie îmi place, da? Mă gândesc serios la un Duster. Nu e adevărat, sunt mașini foarte bune. Bună dimineața, eu am plătit uși din PVC să mi le facă un binevoitor. Plătește-le acum integral ca să beneficiez de ofertă. Le-am plătit, am așteptat jumătate de an, nu le-a adus, mi-am dat seama că este țeapă. Am dus la poliție, l-au chemat la poliție, într-adevăr a recunoscut omul că nu mi le-a adus. O să-mi restituie banii, a declarat la poliție că o să restituie banii. N-au avut ce să-i facă. N-au avut ce să-i facă. A trebuit să mă duc, mi-au spus de la poliție, du-te în civil. Trebuie să-mi dai judecată. Durează ani de zile. Am luat avocat, am plătit avocatul, am câștigat procesul, am câștig de cauză. Următorul pas, du-te la executorul judecătoresc. Tipul între timp a plecat din țară, este prin Germania. Executorul mi-a zis, păi când o să... Când vine mai vorbim. Avem ce să luăm de la el. Am înțeles. Mulțumim, Dana, bună dimineața! Bună, bună. Dana! Dimineața! Bonjour! Din Bistrița Năsăud vă sun. Cea mai mare țeapă care am primit-o noi, acum 16 ani, soțul meu a avut de vânzare o mașină, era prieten cu un preot. După ce a vândut mașina, preotul i-a cerut din bani că are nevoie să investească în ceva. Și bineînțeles a rămas fără niciun ban. Preotul s-a făcut nevăzut cu banii și de la Enoriaș. E pe undeva prin Germania, nu mai e preot.
dar neavând nimic la mână, nu am mai beneficiat de nimic. Mm-hmm. Ok. Mulțumim, Dana. Trist. Hai să vorbim și cu Ștefan puțin, mai avem puțin timp. Bună dimineața. Salut, Ștefan. Bună dimineața. Bună. Zine pe scurt. Scurt, o țeapă caldă venită pe 4 ianuarie. Am vrut să iau bilete și le-am plătit, bilete pentru Madrid. Așa? În sfârșit, zbor până februarie. O firmă care e pe net, nu știu dacă pot să-i dau numele, nu de alta, dacă așa să mai ferească și alții de chestia asta. Așa? O firmă care începe cu Fly. Așa? Mi-a luat banii și nu am primit niciun mail, niciun bilet, nicio chestie de la ei, niciun semn. Nu au birou în București, nu au birou nicăieri, nu au telefoane, sunt afișate, ce, nu Fly? Funcționează. Fly, adică o țeapă totală. Zi, Fly și mai cum? Fly Go. Fly Go să țină toată lumea minte. Nu știu cum să permite așa ceva. Uite, de asta este un motiv pentru care eu prefer să plătesc puțin mai mult. Când dai ei direct de la... Iau de la compania companii aerea. Care au... Nu, în general. Și când cumpăr online, mărfuri, haine, pantofi, orice, electronice, cumpăr de la companii care au reputație, uh-huh, un nume și cu care pot să vorbesc, decât să mă zgârcesc pentru câteva zeci de lei la diversi anonimi de care nu mai dai după aia niciodată. Și încheiem cu cel mai tare mesaj de astăzi, apropo de țepe. Acum 20 de ani, tânăr, prostuț, mahmur și dezorientat, într-o zi de sâmbătă, am zis da. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.